Urban Festival este un manifest urban pentru o lume mai plină de viață și de culoare în organismul urban. A pornit ca o extensie a Book Artist, a ceea ce făceam în București, și pentru că foarte mulți oameni mișto au aderat încet proiectului și l-au sprijinit, a ajuns să devină un foarte mare festival de artă murală. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Orașul Ploiești chiar nu avea nicio tură murală și, spre norocul lui, a primit acest festival direct cu 27 de perechi și cred și sper că în viitor vor fi și alte ediții și va fi din ce în ce mai colorat Ploiești. Să pictez în orașul meu natal prima oară un mural e foarte cool, e foarte marfă. Cumva mi-am dorit de mult să fac lucrul ăsta, să dau așa un cadou înapoi locului de unde am venit și o experiență foarte drăguță, mai ales că festivalul ăsta mi se pare că funcționează foarte, foarte bine, adică mi se pare că ați făcut o treabă super nice. Îmi place mult de tot ce se petrece aici și ce au reușit să facă oamenii ăștia cu festivalul ăsta absolut minunat din Ploiești. Art Town este o experiență foarte, foarte cool și mă simt onorată să particip la prima ediție. S-a părut că ați oferit o libertate foarte mare de exprimare. Am văzut și oameni care sunt și la început de drum și care sunt și avansați și mi se pare extraordinar. Și mi se pare extraordinar că v-ați înhămat cu mulți oameni și o țineți în frâu până acum. Pot spune că sunt destul de nou în scena artei murale în România, dat fiind faptul că acesta este primul festival la care particip. Vin din Deva, sunt la liceu de artă și de vreo 2-3 ani mă ocup și cu street art. I like the city of Ploiești because it's personally reminding me of Ukraine a little bit. Because the nature is the same, some buildings are the same, so I feel like almost at home. So I like it for the first day I'm here. It's my first time in Romania and I really love the country. I'm here, it's just the beginning to learn something about Romania, but we are walking here in a public street and the people are incredible friendly. They bring us cold drinks, they bring us food, they are so happy. So yeah, that's a very, very nice experience for me. People are super welcoming and warm, like not distant, the opposite of what we are. Like in Peru, like I used to paint a lot of walls, but they are like small, it's like most longest than highest. But I noticed that in Europe, not only in Romania, like it's because the architecture, they have a lot of these buildings like this, like in the other block it's like four more, and they always paint this type of walls. Like for me, it's, maybe it's the tallest wall that I paint.
temele pe care le-au ales sunt ori sociale, ori că pun întrebări, ori că promovează valorile locale. Și sper ca oamenii din Ploiești să se bucure de lucrările realizate de noi la Art On Festival. Conceptul din spate reprezintă nevoia mea ca și locuitor și născut și crescut în Ploiești de a avea mai multă vegetație și poate mai puțină poluare. Cumva e un răspuns la toată industrializarea, lipsa de natură. Consider că Ploieștiului lipsește destul de mult partea de natură. Am introdus în lucrarea mea eoliene, am introdus rafinăria, dar și harele centrale, Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul, Muzeul Ceasului și diverse alte obiecte. Am încercat să redau orașului ceea ce reprezintă cu adevărat, după părerea mea. Îi avem în spate pe Caragiale, Toma Caragiu și Nikita Stănescu. Lucrarea pe care am propus-o a plecat de la poezia lui Nikita Stănescu, Lecție despre cub, știind că Nikita Stănescu este din Ploiești. Lucrarea reprezintă personajul central Moș Ploaie, un personaj legat de legenda din spatele numelui Ploiești și devenirea lui pe acest tărâm care odată era împrăjmuit de păduri, de stejar. De aici, de la numele de Ploiești, oraș și cu ploi, ajungem la ideea de sustenabilitate și de cum putem să prezervăm apa care ușor, ușor începe să devină o problemă. Un mic detaliu din lucrare, cum am pus inimioara în loc de gură la personaj, e vorba de iubire și cumva că la bază suntem pură dragoste și de acolo încolo automatisme peste. Here in Ploiești was really nice because for me is the first time in Romania in general, and everything was new, and I discovered a little part of this country. La Art Town e foarte mișto, o atmosferă blană de când am ajuns, mi se pare mișto, eu pe majoritatea artiștilor îi știam de pe Insta, acum am ajuns să desenăm spate în spate fiecare. Fiind și prima ediție, ni s-a părut că a ieșit foarte ok totul, în general, și cu organizarea și cu promptitudinea organizatorilor. Și în același timp ne bucură pentru că genul ăsta de festivaluri, cum este și Art Town, ajută foarte mult comunitatea locală, în principiu, și are un caracter așa educațional pentru tineri, încercând în același timp să familiarizeze și oamenii cu fenomenul de muralism și de estetică din asta mai în zona de street art și graffiti, și încearcă cumva să scape de stigmata asta cumva că dacă desenezi cu spray-ul ești vandal și ești doar pus pe distrugere. Am început cu între 5 și 10 pereți și am ajuns acum în ultima zi de festival să avem 31 de pereți pictați. A apărut de nicăieri, s-a întâmplat fantastic și lucrurile au mers bine. A fost exact cum trebuie să fie și asta chiar mă gândeam și vorbeam cu un amic, că se vede cumva că este organizat de niște oameni care au fost în legătură cu acest fenomen și atunci normal că au ieșit bine. Chiar mă bucur că am participat, chiar în calitate de organizator, și totodată chiar mi-am dorit foarte mult din experiența mea de a participa la anumite festivaluri de street art, moral art, să aduc oamenilor și artiștilor care sunt invitați la noi să aibă experiență de calitate, să aibă tot ce n-am avut noi în alte evenimente și
festivalul de artă. Încercăm să susținem inițiativele fresh și faine. Considerăm că arta e o necesitate, nu un lux, și atunci cumva vrem să ajutăm la toată mișcarea asta care se întâmplă în țară, în a aduce artă pentru publicul larg. Deja oamenii îmi scriu că cum că ar vrea să vină să vadă Ploieștiul și deja au apărut oameni din București, din Brașov, care efectiv vor să viziteze și să vadă locul ăsta acum redat oamenilor sub forma asta de culoare. And the best part about the Art Town Festival it's that you can meet the like-minded people, talk to them, exchange information, experiences. That's the best experience you can ever ask for. Cu siguranță voi veni și la anul, dacă mă vor accepta. Mă bucur pentru că reușesc să aduc în fața publicului din orașul Ploiești niște imagini care sunt reprezentative pentru ei și îmi doresc ca cât mai mult să se regăsească în ceea ce am făcut. De la început m-am simțit super binevenit. Mi s-au dat doi voluntari excepționali pe care îi iubesc, am ajuns să-mi fie foarte dragi. Și sper să ne vedem și în alte contexte. Mi se pare că toată lumea lucrează foarte frumos, unii cu ceilalți se înțeleg extraordinar. Vibe-ul e aproape utopic. Pentru mine experiența Art Town a fost cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o vreodată, cred. Cea mai complicată și cea mai rewarding. Cât s-a lucrat pentru proiectul ăsta, nu credeam că o să pot să lucrez vreodată. Dar aparent am scos-o la capăt și cred eu într-un mod foarte bun. Pentru mine e neașteptat, pentru că e, cum să zic, e primul festival în care am făcut parte și ca șofer, mecanic, electrician și toate cele care sunt necesare unui festival street art. Să cunoști artiștii, să știi cum să iei, să știi cum să-i alimentezi și să simtă bine. Să reușim să facem chestia asta împreună în timpul ăsta atât de scurt și la nivelul ăsta este minunat și vă mulțumim!